fost analizate toate criteriile pe care le-am pus în caietele de sarcini și a fost o muncă asiduă pentru a verifica documentația pentru un obiectiv care este cu totul și cu totul deosebit. Acest lucru este demonstrat și de valoarea lucrărilor pe care le vom avea la acest lucru. Sediul PSD Scoșcovești la mai puțin de un an de la inaugurare. După avem dirigente de șantier și vă garantez că voi supraveghea îndeaproape modul în care se vor realiza lucrările. Voi avea un dialog permanent și cu dirigintele de șantier, care este supervizorul nostru, nemai vorbind de verificările pe care le vor face cei de la ADR, pentru că folosim fonduri europene. Ce valoare au avut celelalte două oferte? Nu am în acest moment cifrele, au fost diferența și diferența dintre prima și a doua este foarte este mare. Este irelevant. Nu, pentru a ajunge la această evaluare financiară, firmele sau asocierile de firme au trebuit să se califice din punct de vedere tehnic și financiar. Ofertele au fost analizate și acesta este rezultatul. Comunicările vor fi făcute, ei având posibilitatea să depună contestații. Pe perioada iernii aveți front de lucru? Acum care șantierul se deschide în apropierea sezonului rece? Avem front de lucru. Avem un grafic de lucrări care se întinde și nu excede acest termen de decembrie 2023, lucrări care se referă la instalații electrice, reabilitarea acoperișului, instalații de alimentare cu apă. Deci sunt lucrări care vor fi realizate și pe perioada sezonului rece, atunci când se va putea lucra la interior. Cât la sută mai este de realizat normal? Am reluat deviziile de lucrări anterior din finanțarea și din proiectul mare, s-a realizat 18%, deci acum realizăm 82% din ceea ce mai trebuie construit la Teatrul Mihai Eminescu și am avut și această perioadă în care s-a făcut consolidarea Teatrului Mihai Eminescu, lucrări separate care au fost, așa cum bine știți, determinate de cei care au făcut expertizele în timpul construcției. Această licitație cuprinde și dotările, nu? Mai sunt o serie de dotări pentru care va trebui să facem o licitație ulterioară. Sunt echipamente de iluminat care sunt licitate și vor fi executate. Trebuie să mai achiziționăm scaune, pichete pentru stingerea incendiului, lucrări care sunt într-un cuantum destul de mic, licitație care va fi făcută ulterior. Și achiziția asta va fi făcută până în decembrie 2023 sau mai ținem închis un an ca să va fi făcută în timpul lucrărilor, astfel încât atunci când este predat amplasamentul să avem doar montarea acestor scaune, care nu este lucrarea. Investiția nu cuprinde și grădina de vară? Nu, pentru acest obiectiv avem bugetare separată, dar am așteptat închiderea licitației pe care am făcut-o astăzi pentru o licitație în ceea ce privește grădina de vară și avem sume în buget pentru acest lucru și vom demara anul acesta. De ce ați așteptat 2 ani ca să faceți licitația? Pentru că trebuiau corelate lucrările între... Deci va câștiga aceeași firmă? Nu va câștiga aceeași firmă, dar au fost și modificări ale proiectelor tehnice și trebuie corelate. Am așteptat să închidem cu Teatrul Mihai Eminescu pentru că oricum nu puteam face lucrările la grădina de vară neavând obiectivul principal atacat. Era logic. Și dotările vor fi făcute din suma pe care o creditați, pe care o cumpărați, sau o altă sumă pe care buget. O vom asigura de la bugetul local. Valoarea nu este foarte mare. Avem aproximativ 1 milion de lei de asigurat pentru aceste dotări suplimentare care reprezentate de scaune și punctele de stingere a incendiilor. Scaunele sunt dotări suplimentare? Sunt dotări suplimentare față de proiectul inițial, care nu presupune dotări.